Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Părintele protopop Ioan Bârgăuanu sărbătorit la împlinirea a 49 de ani de viață. O nouă campanie de sterilizare la Comănești. Invitații la sport și sănătate. Părintele protopop de Oneș, dr. Ioan Bârgăuanu, a fost sărbătorit de credincioșii din comuna Mănăstirea Cașin și din localitățile învecinate, dar și din județ, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, 8 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la frumoasa biserică Sfântul Simeon, noul teolog, pe care părintele protoiereu o păstorește în parohia Bunavestire. La eveniment au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin, președintele de onoare al filialei Bacău, Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, generalul cu 4 stele, dr. Vasile Jenica Apostol, reprezentanții biroului executiv al filialei județene Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, președinte, Cristinel Aioanei, prim-vicepreședinte și Petru Done, secretar executiv a ISU filialei Mănăstirea Cașin. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă susținută sub protia părintelui protoierău și paroh Ioan Bârgăuanu de un numeros sobor de preoți din protopopiatul Onești, la finalul căreia cei prezenți, preoți și mireni, împreună cu familia părintelui sărbătorit și invitați, au adresat felicitări. Părintelui protoiereu i-au fost aduse numeroase buchete de flori, dar și aranjamente florale, iar reprezentanții filialei Cultul Eroilor i-au înmânat o plachetă aniversară. Despre personalitatea sărbătoritului a vorbit părintele Andrei Neicu de la Biserica Precisa din Târgu Ocna. Dacă am fi să catalogăm motivele pentru care suntem împreună cu părintele astăzi, în afară de motivul sublim al liturghiei și al întâlnirii cu Dumnezeu, este acela pentru că suntem prieteni. Toți de aici suntem prieteni cu părintele și am beneficiat de prietenia frumoasă pe care dânsul a pus-o într-un mod necondiționat către fiecare în parte. Și nu se putea poate mai bine un text evanghelic ca cel de astăzi, deși în primă aparență ar părea că este funest, învierea unui mort, copilul unei mame îndurerate. Dar vedem și perspectiva cealaltă. Faptul că Hristos Domnul îngăduie preotului, precum am dorit Sfinților Apostoli, să fie martor permanent la o minune. Aceea ca din naimul societății contemporane, de unde suntem izgoniți, prin papii, prin neputințe, prin această operă a omului împotriva omului, Dumnezeu cu delicatețe și acolo unde se consemnează într-un mod autentic moartea, să pună viața în primul rând și să reintroducă în cetate prin valori, prin jertfă și prin muncă, oamenii pierduți. Căci cetatea și lumea nu sunt altceva decât creația lui Dumnezeu. Și dacă ne raportăm la creația lui Dumnezeu, am putea spune că astăzi, în ziua a șaptea, ne odihnim. S-a uitat Dumnezeu în fiecare zi a creației și a văzut că sunt bune toate. Se uită Părintele în fiecare zi și observă că sunt bune, dar pot fi și mai bune. Și poate cea mai importantă caracteristică a vieții sale este acest bucium interior, în toate sensurile, care îl caracterizează și pe care fericitul lui Augustin l-a tradus cam așa. Neodihnit este sufletul meu până când nu va avea liniște sau nu va găsi odihnă în tine, Doamne. Și cu siguranță fiecare activitate pe care mulți o cunosc mai nou administrativă a Părintelui, prin prerogativa pe care a primit-o cu binecuvântarea rabului nostru, Părintele Arhiepiscop Ioachim, este una pe care caută să o împlinească cu acrivie. Dar noi știm, cei mai apropiați, că inima Părintele nu este dedicată doar administrației. Este dedicată slujirii, este dedicată oamenilor și este dedicată cuvântului milă. Lui Hristos i-a fost milă astăzi de o mamă și a săvârșit 2000 luni. I-a înviat copilul și i-a tămăduit inima. Părintului de multe ori se face milă și încearcă ca acest sentiment să nu-l lase doar la nivel senzorial, ci să-l pună în aplicabilitate. De 255 de ori se găsește acest cuvânt în Scriptură, dintre care mai bine de o treime în Noul Testament. Să faci milă, să ai milă, și Dumnezeu a avut milă
pentru întreaga umanitate. De aceea preotul, sacerdotul, cel care este pus în fața oamenilor ca interfață vizuală față de Dumnezeu, trebuie să fie un om al milii. Și nu un sentiment în acesta al milei exterioare, ci al milei interioare. Să vibreze inima ta, să lăcrimeze sufletul tău atunci când cineva se află în necaz, în dureri și în neputință și să lăcrimeze că n-ai putut face tot ceea ce ține de tine, care poate să-i salve sufletul. De aceea Dumnezeul milostivirii a venit astăzi și prin mama părintelui, și prin doamna preoteasă, și prin toți prietenii care sunt aici, pentru că a avut milă că acest om care și-a marcat încă epoca sa, încă din timpul vieții, nu știu dacă într-un mod indelebil, cum îi place Părintele Arhiepiscop să spună, dar cu siguranță destul de pregnant, să vină și să vă poată spune de cum Sfântul Apostol Pavel. Bucurați-vă și iară zi. Bucurați-vă. Au rostit emoționante cuvinte omagiale generalul de 4 stele dr. Vasile Jănică Apostol, Dănuț Voicu și parohul Bisericii Mănăstirea Cașin, Părintele Dan Miloiu. Dr. Ioan Bărgăuan. Și am zis doctor pentru că asta arată și nivelul intelectual multilateral, academic, al celui pe care îl vedeți aici. Am venit o delegație din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor. Asociația Națională, reprezentată prin persoana mea, Asociația Județeană, filiala, adică Asociația Națională Filiala Bacău, reprezentată prin domnul Dănuț Voicu, domnul prim vicepreședinte și domnul Tone, și Asociația, sunt aici membri, Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Părinte Protopop, n-am să țin lumea, eu sunt obișnuit cu spiciuri lungi, de data asta am să fac o excepție. Vreau să condensez, în primul rând, să mulțumesc personal pentru faptul că ați fost alături de mine în ultimele tragedii din familia mea. Ați rămas pentru mine cel mai valoros prieten. Preacucerice Părinte Protopop, preacucerice părinți, poate doamna primar, dragi prieteni, enoriași, simpatizanți ai Cultului Eroilor. Am emoții firești, pentru, în primul rând, pentru un gest rar văzut în România de a respecta la nivelul văzut astăzi părinții și cei care ne-au educat și ne-au educat. În Asociația Națională Cultului Eroilor, Regina Maria, în această zi de sărbătoare, a hotărât să acorde un pachet aniversar. Acest moment aniversar ne oferă plăcutul prilej de a reafirma întreaga noastră considerație pentru activitățile pastorale, sociale și culturale pe care le desfășurați, contribuind astfel la promovarea valorilor creștine în societatea armonească. Un moment deosebit de emoționant a fost cel în care părintele Protoiereu și-a chemat în față părinții și le-a dăruit în semn de apreciere un frumos aranjament floral. Din partea mea și a Otiliei, acestor oameni formidabili care m-au învățat să iubesc sărași. Mamă, eu nu am putut să stau. Eu am fost foarte sărac. Dar un lucru spun, dacă are o pâine, să o parți cu toți. Și asta a făcut mamă, să știi. Și voi face mereu. Deși am avut probleme din cauza asta. Din partea mea și a Otiliei, îți oferim o floare în cifra 8, pentru că m-ai născut pe 8 octombrie. Vă mulțumesc amândurora pentru dragoste, pentru puterea care mi-ați dat-o și pentru emoțiile pe care mi le-ați creat astăzi la liturghie. De joi 12 octombrie a început o nouă campanie de sterilizări și microcipări gratuite pentru câinii cu proprietari de pe raza orașului Comănești. Aceasta se va derula în perioada 12-15 octombrie la Comănești. V-ați adus cățelul la sterilizat? Da. E fetiță sau băiat? Fetiță. Cât ce vârstă are? 3 ani. Sunt utile genul acesta de campanii de sigur, sterilizare? Sigur, sigur. Ne ajută foarte, foarte mult. De ce? Nu reușea să ajungeți? Da, da. Așa. Și era și costisitor, nu? Asta, cât în primul rând. Sterilizare la cabinet? Nici n-am îndrăznit să... Jur de 230 de lei, așa ceva, așa da. Am înțeles. Ce părere aveți despre faptul că se organizează astfel de campanii? E un lucru foarte bun. Și
Eu cred că ajută și pe cei care nu au posibilități. Știți de câți ani se fac campanii de sterilizare aici la Comănești? Știu de câțiva ani. Ca idee. Știu mai de mult, da. Cu ce ați venit? Cu cățel sau cu fetiță? Cu o fetiță, am înțeles. Da. O fetiță pe care am găsit-o pe stradă, slabă, plină de paraziți, speriată, înfometată. Cam ce estimativ așa? Ce vârstă are fetița? Evaluat-o domnii și la 3-4 ani are. Am înțeles. Da. Sunt utile genul acesta de campanii? Foarte utile. La, pentru că o grămadă de câini rămân pur și simplu, nu are cine să îi întrețină pentru că populația vârstnică se dispare, cei tineri au plecat și câinii rămân ai nimănui și ei n-au nicio vină și se mulțesc și devin un pericol normal. Am înțeles. Un mesaj pentru campania, pentru administrația publică locală legat de această campanie? Să o susțină, să se intereseze și să creeze condiții din ce în ce, poate și mai des, să semn. Deci cu... Știți de câți ani se organizează campanii de sterilizare? Eu am mai fost odată, cred că eu cel puțin, acum 10 ani am mai fost odată aici. Deci e posibil ca să fie... De peste 10 ani. Așa. Deci cel puțin de 10 ani eu știu că există această campanie. Programările se fac doar telefonic la numărul 0745 422 518. De altfel, autoritatea publică locală face astfel de campanii de sterilizare a câinilor și pisicilor de ani de zile. De câți ani se organizează, domnule primar, aceste campanii de sterilizare? Wow, de mulți ani, de prin anii 2006-2007, de când s-a înființat adăpostul. Am făcut câte două campanii în fiecare an, cu excepția perioadei de pandemie, când nu s-a putut din cauza pandemiei. Și iată că și în fiecare an, la fiecare campanie, tot mai mulți comăneșteni și nu numai vin să se bucure de această oportunitate. În fiecare an am solicitat aceste campanii și am oferit și noi de la bugetul local, am aloca sume consistente pentru a încerca să rezolvăm acest flagel, care este una din cele mai grave probleme cu care ne întâmpinăm. Noi ne luptăm de fiecare dată să stopăm înmulțirea câinilor, dar, din păcate, apar câini din alte localități. Cei care nu-și fac treaba, nu au nici adăpost, nu fac nici campanii de sterilizare, le este ușor să pună câinile în mașină când vine la magazin, la supermarketuri, îl lasă în parcarea supermarketului și pleacă acasă cu portbagajul plin de cumpărături, dar cu câinile abandonat în oraș. Și asta se întâmplă foarte, foarte des. Aveți idee în atâția ani, în zeci de ani, nu? Cam câți câini au fost sterilizați și cățele? Câte animăluțe? Da. Peste 2000 de câini și cățele au fost sterilizate în perioada aceasta. Nu numai din Comănești, ci și din alte localități. Noi, când au venit cetățeni din alte localități văzând că este campanie de sterilizare, nu l-am refuzat. Am încercat să rezolvăm problema pentru că este necesar toată valea să fie sterilizată, toată valea Trotșului, dar trebuie făcut lucrul ăsta în toată România. Sunt multe localități care v-au urmat exemplu, domnule primar, și inclusiv comune care au început campanii de sterilizare, semn că au conștientizat acest flagel de care vorbeați. Da, mai sunt și alte localități care au început să facă acest lucru, ceea ce este un prim pas, dar cred că ar trebui să fie o lege mai drastică și să fie obligate toate OAT-urile să facă lucrul acesta. Nu putem, altfel nu putem să scăpăm. Nu o să putem să rezolvăm această problemă, că deja vin urși peste noi. Și atunci, dacă nu suntem în stare câinii să îi rezolvăm, ce facem cu urșii? Am înțeles. Câți câini și câte pisicuțe mai sunt aici în adăpost? În adăpost sunt peste 700 de căței și pisici, nu știu, vreo 160, ceva de genul. Am înțeles. Și numărul e în continuă creștere, nu? Sunt foarte mulți care abandonează animalele de casă, vin din străinătate și au
făcut o mică investiție pe acasă, au mai reabilitat construcțiile vechi și au construit o clădire nouă și doresc să-și abandoneze câinele pentru că este bătrân, că își vrea un câine mai tânăr. Și zice, domnule, m-am gândit să vin cu câinele meu la dumneavoastră să-l preluați. Ați avut cazuri așa? Da, da, da. Și am băieții, zice, domnule, dar n-aveți și vă un porc, vă pisică, vă văcuță, găini, ceva? Dacă tot abandonează, abandonează, domnule, nu numai câinele, că e bătrân, abandonează toate animăluțele din curte. Da, am înțeles. Acum, lăsând gluma deoparte, e multă muncă în spate aici, la adăpostul sufletelor. Da, este... Este o muncă foarte, foarte grea, pentru că nu toți conștientizează că doar prin aceste sterilizări putem să rezolvăm problema și adăpostul este pentru supraviețuirea sau pentru îngrijirea câinilor abandonați care sunt crescuți pe străzi, nu pentru a-i lua din curțile oamenilor și a-i îngriji. Da, din fericire, Comăneștiul este un etalon la nivelul județului în ceea ce privește aceste campanii de sterilizare a câinilor cu și fără stăpân. E o bucurie că fac parte și eu din echipa asta, să spunem, cumva de organizare. Am fost partenerul primarului, al administrației locale, poliției locale, care se implică foarte mult și cu sprijinul biroului de protecție animală din cadrul inspectoratului pentru de poliție județeană, iată, reușim să ne organizăm și să dăm alarma, să spunem, în județul Bacău de fiecare dată când putem. Trebuie să, în primul rând, să protejăm omul și câinele pe stradă nu este locul lui acolo. Și prin urmare, totul pleacă de la gospodăria locală, de la om de acasă. Și dacă facem astfel de campanii și încercăm să atragem atenția că tot câinele care e chiar și în jurul blocului, chiar în gospodăria proprie, nu este sterilizat, nu este avut grijă. Până la urmă, sterilizare este o acțiune ce ține de sănătatea publică, nu numai a animalului în sine, ci a celor care conviețuiesc cu animalul. Dacă nu atragem atenția și nu discutăm și nu implicăm comunitatea locală, nu vom reuși să definim și noi o țară, să spunem, mai civilizată decât suntem acum, ca în străinătate. Că dacă te duci într-o excursie și te plimbi pe stradă, n-ai să vezi niciun animal fără stăpân. Mai vezi pisici în anumite localități, așa, dar nu e asta o problemă. Înțeles. Șansa a făcut ca de-a lungul anilor să fiți alături de administrația publică locală și de primarul Viorel Miron în aceste campanii de sterilizare. Da, pentru că până la urmă e... La câte campanii ați participat? Vai, păi da, lucrând în primăria Comănești din 2005, din 2007 am început astfel de campanii cu diferite organizații, cum sunt Vier Foten, și mai târziu am fost parte a acestui proiect și nu m-am putut detașa de astfel de evenimente care, până la urmă, sunt un plus pentru comunitatea locală și, de ce nu, chiar și zonală. Și aici este, de fapt, problema principală, că localitățile învecinate, n-aș vrea să dau nume, nu fac suficiente, să spunem, demersuri în a face astfel de campanii și, să spunem, prin exemplul lor negativ, dau posibilitatea, din păcate, unor persoane să aducă câini acolo unde duc, spun ei, un trai mai bun. Și nu este valabil numai aici, și în toate orașele, pentru că, na, orașele au posibilitatea, prin nivelul de trai mai crescut, poate, față de comune, să țină și un câine pe lângă bloc, să spunem. Și iată, din păcate, acesta este precedentul care s-a creat și se păstrează, din păcate, cam peste tot. Și mi-aș dori foarte mult ca toate comunele, chiar și orașele care sunt învecinate orașului Comănești, să ia exemplu, pentru că nu e puțin să te implici, într-adevăr, ca și oraș, ca și primărie, într-o astfel de campanie. Sunt costuri foarte mari, resursa umană este cea mai importantă și se vede, sunt medici care vin din toată țara la noi, la Comănești, și e important să faci o echipă din această campanie. Și se vede, sunt rezultate remarcabile, 3 campanii într-un singur an, într-un oraș, nu e puțin. Abia dacă aruncăm un băț și ne ducem până la Bacău, observăm că acolo se fac, dar se fac așa campanii de o zi, rare, și nu se rezolvă problema și din cauza costurilor. Sigur că da, dar dacă administrația locală, dacă primarul are această intenție cu echipa proprie de a face campanii, cu siguranță se găsesc aceste ONG-uri care protejează viața animalelor
și vin alături de primărie. Și iată, se organizează campaniile acestea și sunt un succes până la urmă. Invitație la sport și sănătate este propunerea lansată chiar de către conducerea Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală prin președintele acesteia, Doru Tănase. Despre ce a fost vorba efectiv aflăm în minutele următoare. Stadionul Comănești, stadionul orășenesc din Comănești, Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Culturală, împreună cu școala Liviu Rebreanu și mai multe școli din Comănești, școli care sunt în mare parte pondere copii de etnie romă, dar avem și copii de majoritar, nu facem nicio diferență. Ne-am gândit că astăzi este un moment în care să-i scoatem pe copii din școală, din clasă, din casă, din telefon, să-i aducem pe terenul de fotbal, fiindcă sportul înseamnă viitor. Cum am și spus, împreună încercăm să facem un viitor mai bun copiilor noștri. Ne-am gândit aici la Comănești, fiindcă am găsit o bază sportivă bună, oameni care ne sprijină și le mulțumim pe această cale. Vrem și avem alături de noi golgheterul Bacăului Florin Petcu, marele fotbalist Florin Petcu, care a venit și a încurajat astăzi, a dat lovitura de începere. Avem arbitri, avem tot ce ne trebuie ca acești copii să vadă că fotbalul este un fenomen social, dar este și un punct de plecare pentru ei. Dacă acum câțiva ani spuneam copiilor ce vrei să te faci, mulți spuneau fotbaliști, astăzi dacă întreb copiii ce dorești să te faci, nu știu, nici ei nu știu încotro să îndrepte. De asta, astăzi am ales să facem, ia treia ediție a asociației noastre, Blăgești, stadionul Letea și Comănești, în care încercăm să adunăm, ați văzut, în jur de 40-50 de copii, unde toți să vorbim aceeași limbă, unde sportul înseamnă sănătate și de aici împreună să conviețuiască, fiindcă sunt foarte mulți sportivi de etnie romă care au făcut cinste țării. De ce nu de aici astăzi să vedem că domnii antrenori, domnii profesori spun, domnule, uite, mi-a plăcut câțiva copii să-i preia și să scoată din ei oameni, oameni ai societății. Alături de Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală, au fost și o parte din elevii școlii Liviu Rebreanu din Comănești. Astăzi avem un eveniment deosebit pentru școala Liviu Rebreanu și pentru întreaga comunitate din orașul Comănești, și anume promovăm sportul în rândul copiilor și astăzi, în mod special, în rândul copiilor de etnie romă. Copiii de la școala gimnazială Liviu Rebreanu, în speță copiii de la structura școala gimnazială numărul 4, s-au adunat astăzi pentru a promova sportul, pentru a promova viața sportivă și alimentația sănătoasă. Cei de la ONG-uri care s-au ocupat de această organizare le-au pregătit mere, pentru că noi încurajăm alimentația sănătoasă, și apă plată și apă minerală. Da? Surprizele vor veni la sfârșit și sperăm că această activitate să fie doar prima dintr-un lung șir de activități care sunt pentru folosul copiilor, pentru sănătatea copiilor. Mulțumim tuturor celor implicați și vă mai așteptăm și altă dată, domnule președinte. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 14 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius. Duminică, 15 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 6 grade Celsius. Luni, 16 octombrie, cerul va fi parțial înnorat. Sunt posibil izolat să apară aversiuni. Se deploaie, maxima zilei urcă până la valori de 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.